Bună ziua din nou și bine ați revenit, sper că ați revenit să ne urmăriți și în partea a doua a interviurilor motivaționale de la Webstock. Invitatul meu, al doilea invitat al meu, este unul dintre jurnaliștii care are o performanță excepțională, foarte rar în ziua de astăzi, s-a exprimat pe toate suporturile media, de la ziar, pe vremea când existau ziarele adevărate, printate în tipografie, televiziune, radio, online, a manageruit redacții de știri, s-a aflat în multe dintre situațiile complicate de știri din ultimii ani și are o experiență foarte importantă în acest domeniu. Știu că el povestește puțin despre viața lui privată, nu vom merge în acea zonă, dar o să profităm că Vlad Petreanu a acceptat să povestim astăzi ca să vedem o parte din culisele meseriei de jurnalist și managementului de presă și puțin din viața ta. Bine ai venit! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt onorat să fiu din nou la Webstock. Când te-am auzit, Cristina, vorbind despre câte lucruri am făcut în meseria asta, mă gândesc, mai am un pic și mă pensionez, nu? Nu, e adevărat. Și ai uitat că am lucrat și într-o fabrică comunistă, pe vremea lui Ceaușescu. O fabrică falimentară comunistă, da. Acum e un mall acolo. Acolo a început, da. Da. S-a făcut o groapă mare și după aia s-a construit un mall și am încercat să identific locul pe unde era bancul meu de lucru. Eu lucram în hala de montaj. E un magazin de vinuri acum acolo, în zona respectivă, deci cred că a continuat bine. Da. Ai inspirat locul cum trebuie. Sper, cumva. Da. Tu ai acest parcurs foarte serios, foarte sobru în jurnalism. Și vii dintr-o familie de istorici și m-am întrebat tot timpul, nu te-am întrebat în privat, noi ne știm de multă vreme, pentru cei care ne urmăresc, e important asta, de asta ne putem permite alt fel de dialog. Vii dintr-o familie de istorici și eram foarte curioasă cât din educația ta, eu zic că tu ești modelul tocilar, super documentat, super riguros, îmi cer scuze, și eu sunt modelul tocilar, dar... Adică nu te duci niciodată la emisiune, la radio, fără să știi toate informațiile, background-ul informațiilor pe care le prezinți. Cât din educația ta de acasă a însemnat această pasiune pentru documentare și pentru exactitatea informației? Acum ai folosit termenul ăsta tocilar, cred că e cel mai departe posibil de ce am fost eu în școală. Când oscilam între Loază, copil genial și rebeliune adolescentine fără rost, n-am avut note grozave decât la materiile care îmi plăceau sau mai bine zis la profesorii care îmi plăceau. Istoria e o poveste spusă cu date riguroase. Adică da, părinții mei erau istorici, mama încă trăiește, tata era un profesor care avea darul povestirii. Asta era farmecul lui. Adică poveștile mele din copilărie erau povești din istorie, cu voievozii și domnitorii români, dar și câte un pic despre Grecia antică, despre Roma și Imperiul Roman. Și cred că asta mi-a dezvoltat curiozitatea foarte devreme de a asculta povești, după aceea poate printr-un soi de imitație care cădem cu toții victimă față de părinții noștri și să încercăm, sau mă rog, am încercat să spun și eu la rândul meu povești mai departe. Acum... Eu m-am dus o dată să-l văd pe tatăl meu la o oră de istorie, el era profesor universitar, m-am dus pe ascuns, adică n-am vrut să știe că sunt. Și m-am dus cu inima strânsă că îl iubeam foarte mult și m-am dus cu speranța de a nu fi dezamăgit cumva, știi, să nu fie vreun profesor de la bleg și plicticos, așa cum cunoscusem atât de mulți în școală și în facultate. Și tipul chiar era fascinant, adică era o plăcere să-l asculți, așa cum și eu îl ascultam pe el pentru că povestea frumos, nu pentru că era doar tatăl meu. Probabil că de acolo mi-a venit înclinația asta de supra-documentare pe subiecte, care e și o capcană, pentru că dacă... Adică într-un interviu, de exemplu, e foarte bine să fii super documentat, dar asta te și împinge într-o zonă în care vrei să și folosești tot ce ai aflat și ce ai documentat. Și trebuie să controlezi fluxul interviului foarte bine ca să nu treci de momentele în care interlocutorul tău îți deschide oportunități, lucruri
la care nu te-ai gândit, pe care nu le-ai anticipat. Și adică ai un plan. Dacă te ții numai de planul respectiv, riști să pierzi momentele în care chiar poți să dai o lovitură, știi? Și trebuie să înveți să manageriezi. Dar tu te-ai gândit să predai vreodată jurnalism? Nu. Pentru că, uite, educația ta este, ai explicat situația de acasă, sau ce te-am întrebat eu, și proiecția următoare a fost fix educativă. Eu sunt... Acum profit de faptul că suntem singuri aici, eu mă simt foarte bine în dialog cu tine. Eu nu sunt bun la interacțiune, adică am tracul ăsta, timiditatea față de interacțiunea cu oameni reali. Adică sunt ok într-un interviu unul la unul, sunt ca peștele în apă într-un studio de radio sau de televiziune, pot vorbi cu tine, dar Cristi Manafu știe foarte bine. El, dacă mă invită la Webstock, condiția e, băi, nu mă pune să vorbesc la oameni, că nu știu să vorbesc cu oamenilor. Și am încercat să predau câte ceva și a fost, adică am îmbătrânit ani de zile în orele alea și am ajuns acasă luarcă, adică mi se pare înspăimântător. Și aici nu știu, nu înțeleg paradoxul ăsta, cred că fiecare are nebuniile lui, eu nu înțeleg paradoxul ăsta. Când intri în televiziune, sunt două praguri psihologice pe care trebuie să le depășești. Primul e că e ok să vorbești cu un obiect, că vorbești la o cameră și trebuie să convingi camera respectivă. Ori asta e împotriva instinctelor și a educației, că ești învățat până la vârsta respectivă, că a vorbi cu obiecte este no-no, adică e neregulă, nu poți să vorbești cu obiecte. După ce treci pragul ăsta să fii ok în mintea ta să vorbești cu obiecte și să fii convingător, trebuie să înțelegi că în spatele obiectului respectiv se află mulți oameni. Sute mii, în unele situații, poate și milioane. Și dacă treci de astea, ești ok. Eu nu am avut niciodată problema asta. Să trec de acest obiect, să vorbesc cu obiecte și să vorbesc cu, mă rog, mulți oameni în spate. Dar dacă sunt în sala aici 20 de oameni, sunt mort de frică. Acum sunt sub 20, deci suntem, da, deci suntem bine. Suntem super ok. Salut, mă bucur că sunteți în spatele camerei. Îmi face plăcere să vă salut pe toți și vă mulțumesc că vă uitați la noi. Când te prezentam, spuneam că ai avut acest background, ai acest background în care te-ai exprimat pe toate suporturile media care există în comunicare. Mai puțin am remarcat agenția de presă. Da, agenția de presă și mai puțin PR și comunicare propriu-zisă. Da, păi stai că sunt lucruri diferite. Sunt, dar e tot o utilizare, mai ales în direcția în care merge astăzi PR-ul, care, prin care spui povești. Ar fi fost o latură și sunt mulți jurnaliști din România care s-au dus în direcția aia. Da, tot respectul pentru ei. Mă întreb de ce nu fac PR sau de ce, de ce nu faci PR. Da, nu cred că dacă ți s-a propus, nu îmi imaginez că nu ți s-a propus să faci consultanță politică și PR politic. Mi s-a propus, da. Adică, și de ce sigur. Nu te-ai dus în zona asta? Pentru că sunt lucruri incompatibile, adică acum observ că principiile jurnalismului au devenit destul de relative în ultimul timp, dar eu continui să cred că unele lucruri nu se amestecă și unul din lucrurile cu care jurnalismul n-ar trebui să amestece deloc este asta, să faci consultanță politică sau training media pentru politicieni și în același timp să faci jurnalism. Aici cred că e o graniță care nu trebuie depășită. Pentru că inevitabil dezvolți un subiectivism față de niște oameni cu care interacționezi în permanență. Că ei nu te cheamă, adică nu te invită să faci consultanță politică dacă tu ești, nu știu, jurnalist și acoperi poliția rutieră. Ei te văd că interacționezi cu ei în Parlament, la partide, ca jurnalist. Eu am fost jurnalist pe politic un timp, mulți ani de fapt. Și acolo te văd și le place de tine și te întreabă, dar n-ai vrea să mă sfătuiești? Nu e în regulă, nu poți face asta. Adică, dar nu okay, e tentația banilor? Legitimă. Poftim? Nu există și tentația banilor? Băi, știi cum e? Sigur că există tentația banilor, dar până la urmă trebuie să te gândești, bine, ce fac? Adică, știi și securitatea oferă avantaje. Adică, nu poți să accepti bani pentru orice. Cred că fiecare trebuie să stabilească niște limite. Sunt domenii, sunt industrii cu care eu n-aș interacționa. Aș scuza, de exemplu, pe cineva care este absolut disperat, o mamă singură cu 5 copii în prag de evacuare, da, ok, face un pact cu diavolul pentru supraviețuire. Asta da.
Dar altfel, mulțumesc, nu sunt mor de foame, pot să-mi câștig banii sau măcar pot încerca să-mi câștig banii din altă parte și nu neapărat din încălcarea acestor principii. Dacă pot să-mi respect cât mai mult principiile, cu atât mai bine. Asta nu înseamnă că nu fac, de exemplu, că sunt convins că o să apară discuția aici, că nu fac publicitate pe blog, că nu scriu advertorial. Dar nu am făcut advertorial sau nu am făcut publicitate cât timp am lucrat la știri. Pentru că și acolo e o problemă. Știriștii nu trebuie să aibă contracte comerciale. Acum sunt entertainer, viața e mult mai liberă din punctul ăsta de vedere. Fac un program matinal de infotainment, de divertisment, în care râd, spun glume, iar publicitatea pe care o fac eu este marcată întotdeauna. Adică eu cred că publicul trebuie să aibă dreptul, trebuie să știe faptul că îi oferi conținut care este nu plătit, că ea nu sau nu știu cum fac alții, dar eu nu scriu la comandă, adică trebuie să scrii așa și așa. Relația este, ne-ar interesa, vrei să scrii despre acest produs sau despre acest serviciu? Și dacă îmi place, mă interesează, zic ok, dar abordarea este a mea. Verificările noi am mai discutat sunt, despre asta, da, și sunt e pe chestiuni despre tehnice, dacă vreți, nu știu. Dacă consum acel produs. Absolut, da. Dacă îl consumi sau măcar dacă ești ok cu el, cu asocierea cu el, dacă te-ar vedea cineva consumând produsul respectiv, ți-ar fi rușine? Ar fi nașpa? Atunci nu o face. Deci cum poți să recomanzi cuiva ceva ce tu ce n-ai nu vrea folosești? Să faci. Da. Dar revenind la principii și la reguli pe care ți le stabilești. Ai fost manager de stație de știri? Nu, am fost redactor, director de departament de știri, dar da, nu am fost managerul stației. Da. Și șef de gazete. Și șef de gazete, da. Și când ești manager de presă, pe vremea respectivă era mai ușor, astăzi este mai greu ca manager de presă, să-ți păstrezi niște principii, deși cred că și atunci era greu. Nu a fost niciodată ușor în țara asta. Și nu numai în țara asta, și în alte civilizații. Adică și cum faci să-ți păstrezi principiile? Păi, cred că, uite, fiecare are calea lui. Acum, ce vrea să spună Cristina, cred, este faptul că nu ești niciodată șeful cel mai mare. Oricât de șef ai fi, întotdeauna, și întotdeauna mai vine cineva care îți zice ceva. Exact, mai e un șef peste tine. Într-o societate, nu știu, un capitalismul clasic, șefii tăi sunt adesea acționarii, dacă ești CEO, dacă ești cel mai mare. Și atunci ai un consiliu sau acționarii te presează în anumite direcții. Dar în România, trusturile de presă, redacțiile sunt deținute de patroni care acționează și ca șefi. Și nu doar trusturile de presă, sunt echipe de fotbal care acționează așa, în care patronul consideră că este și șeful echipei, cu toate riscurile care decurg de aici. Acum, cred că fiecare se descurcă cum poate. Eu am considerat întotdeauna că fiecare om angajat are o anumită rezervă de negații pe care le poate folosi, de nu-uri. Și în funcție de cât de bun ești în meseria respectivă și cât de multe lucruri faci pentru organizația respectivă, pentru dezvoltarea ei sau pentru funcționarea ei corectă, numărul acesta de nu-uri e mai mare. Dar după un timp, rezerva asta se epuizează. Se epuizează. Că nu poți să spui nu într-una, poți să spui nu de mai multe ori când apar diverse presiuni. Că ele există, să nu ne mințim. Ăla e momentul în care trebuie să decizi ce faci. Dacă rămâi în continuare, dar spunând da, de acolo înainte, și rămâi pe un statut profesional, de fapt statutul profesional e nașpa, că devii o slugă. Dar ai un poziția, salariu bun, fapt, o poziție bună, socială. Da, ești șef, ești nu știu ce, sau nu accepti să te transformi într-o slugă și viața ta să devină din ce în ce mai, cum să spun, o viață în care ți-e din ce în ce mai dificil să te uiți la tine în oglindă, pentru că știi că și astăzi va trebui să faci un compromis, pentru că nu mai poți spune nu. Ai zis de prea multe ori nu și depinzi atât de tare. Ori pe măsură ce înaintezi în vârstă, e și mai greu să te eliberezi. Și atunci e o decizie. Te arunci, pleci, te desprinzi sau rămâi în continuare și spui da din ce în ce mai des. Am colegi care au ales să spună da. E treaba lor. Eu n-am mai vrut să spun da, am spus nu. Asta e raportarea la partea de sus, dar da, ca șef, pe scara ierarhică, există și o raportare la partea de jos.
în partea de jos a subalternilor. Un șef are de manageruit o mulțime de situații emoționale foarte puternice cu echipa. Eu când am dat prima dată un om afară, ți-am povestit, m-am dus acasă și am plâns. Nu eram pregătită pentru ceva, poate că femeile sunt puțin mai emoționale, e complicat. Cum ai manageruit tu partea aceasta a situațiilor? Cum se vede, știi, pentru că oamenii când sunt angajați sau când văd lucrurile prin filme, se gândesc, ăla e biroul șefului, e privilegiat, nu se gândește nimeni niciodată la emoțiile managerului de acolo, care el știe că va trebui să lucreze multă vreme cu oamenii de acolo, din echipa lui, de dincolo de geam, să zicem, și va trebui să-i țină cu sufletul aproape, nu să se poarte urât cu ei. Acum există o diferență între lider și manager din punctul ăsta de vedere și cred că fiecare trebuie să se gândească cu cine i-ar plăcea mai mult să lucreze, cu un lider sau cu un manager. Liderul e ăla pe care îl urmezi în bătălie. Managerul e ăla care îți face să funcționeze organizația. Un lider nu îți face întotdeauna să funcționeze organizația. Pentru liderul ăla te arunci și în foc, dar el ar putea să te arunce el în foc și tu să-i și mulțumești. Nu e deloc comod să fii șef peste o companie, peste o organizație destul de mare și de emoțională și plină așa de, cum să spun, de hormon și de energie, cum este o redacție de știri, că oamenii aia de la știri sunt în permanență... Trăiesc cu adrenalină tot timpul, da. Sunt super adrenalizați în permanență și să ai deasupra alți șefi care sunt, pot fi foarte neplăcuți. Unele decizii vin de la sine și le recunoaște și colectivitatea. Adică îți dai seama că un anumit coleg nu performează. E aproape ca pe front. Adică într-o redacție de știri, de exemplu, oamenii sunt de obicei, unde mai există redacții de știri, că sunt din ce în ce mai puține, oamenii sunt asociați unor domenii. Și de acolo, fiind atât de competitivi, ei se raportează în permanență la ce fac ceilalți. Adică cine, de ce au avut aia știrea și n-am avut-o eu? De ce au știut-o înaintea mea? Și se autoselectează, pentru că dacă pierd știri o dată de două ori, de trei ori, de patru ori, nici colegii nu prea îi mai ajută. Și atunci astea sunt decizii care vin de la sine. Bă, trebuie să plece, îmi pare rău, nu merge, la revedere sau... Sunt alte decizii de acest gen care țin pur și simplu de chestiuni de organizare, de resurse financiare. N-ai ce face, trebuie să reduci... reduci personalul. Da, să mutăm puțin discuția și în cu asta mărirea de leafă. Imediat. Eu vin și cer mărire de leafă. Tu ce faci? Nu, voiam să-ți mai dau un exemplu. A, te rog. Mai este un tip de concediere exemplară pe care am văzut-o la un lider de redacție, nu la un manager de redacție, care a venit să preia departamentul respectiv și s-a uitat, a vorbit, a zis, o să vă fac niște salarii, nu o să aveți ce să faceți cu banii, dar în același timp o să vă cer să munciți ca niște câini, iubiți-mă, și a doua zi sau a treia zi, nu mai țin minte, a dat afară o vedetă. A dat-o afară în mijlocul redacției, a concediat. Și mesajul pentru redacție a fost, bă frate, știi ce? Trebuie să-i dăm ăstuia tot, pentru că dacă nu-i dai tot, atunci dacă dă afară o vedetă, păi pe mine cum să nu mă dea afară? Te rog, cu mărirea de leafă. Deci tu n-ai buget, da? Da? Să presupunem, acum am puțin ego, că sunt un jurnalist bun și nu vrei să mă pierzi. Și vin să-și cer mărire de leafă. Astea sunt situații foarte nașpa. De obicei, eu am trecut prin asta, m-am dus și m-am căciulit la șeful mai sus. M-am zgâriat la ușă, te rog, trebuie, hai să facem asta. Am primit excepții de câteva ori. Tehnic poți fi pus în fața unei situații în care ți se răspunde, ai acest buget, încadrează-te în el, nu mă interesează. Am trecut și prin asta, în care am vrut să măresc salarii și mi s-a spus n-am nicio problemă, poți să le faci salariul cât vrei în acest buget. Și atunci e momentul să te gândești dacă merită... Ce păstrezi și ce dai. Da, adică dacă ai oameni la care poți să renunți și să restructurezi organizația, să o comprimi un pic și banii respectiv să-i folosești, sau asta e, îți asumi să-l pierzi pe Messi, dar în loc de Messi poate iei alți doi jucători care nu sunt chiar Messi, dar sunt doi. Dar cu acest background și cu această experiență, care sunt sigură că e mai mult, mult mai emoțională decât am descris-o noi acum, pentru că e întinsă pe mulți ani, te atașezi de oameni și trebuie să iei niște decizii care sunt destul de grele, pentru că asta e, ne încadrăm în niște cifre, în niște tabele la capătul liniei,
Întrebarea mea este, dacă tu astăzi, când nu mai ești șef și ai șef la Europa FM, folosești toate aceste lucruri pe care le-ai învățat? A, nu, încerc să-i deranjez cât... Da, ăsta e un lucru pe care... Încerc să-i deranjez cât mai puțin. Ăsta e un lucru pe care îl înveți, uite, da, corect, ăsta e un lucru pe care îl înveți ca șef. Bă, sunt nașpa angajații aia care te bârie la cap, pe care nu reușești să se descurce. Mă, mai descurcă-te și singur. Adică, zău, asta e situația, îți convine bine. Nu, hai să vedem ce putem face. Ai o problemă reală, vină cu problema reală și o rezolvăm. Sau încercăm să o rezolvăm. Spunem când e ceva care necesită intervenția mea, dar nu mă bârâi pentru orice. Dar când vrei să obții tu ceva pentru tine și dacă știi tot background-ul, cum te duci să ceri? Păi... Uite-te către cameră și învață-i pe oameni să-și obțină leafuri mai mari. Da. Și sunt momente în care poți cere o leafă mai mare. Dacă lucrezi de două luni și te duci și ceri o leafă mai mare, s-ar putea să n-ai succes. Dacă ai deja o experiență acolo și ai făcut multe lucruri, adică trebuie să ai ce să pui pe masă. Principiul după care acționează imensa majoritatea șefilor de, în orice fel de compartiment, este bă, ce mi-oferi tu mai întâi, chiar dacă el nu o să spună așa. Dar el vrea să știe că a primit deja el ceva mai înainte. A primit ce mi-ai oferit? Mi-ai oferit proiecte, idei geniale, ai dat lovituri de presă, faci programe suplimentare, mi-arăți că vrei să muncești, ești... Ce mi-ai oferit? Adică și asta trebuie să se fi întâmplat deja și să se fi întâmplat un anumit timp. Și dacă ai un background de acest gen, de a oferi tu, atunci s-ar putea să se gândească. Dar trebuie să fie real și omul să înțeleagă și tu chiar să fi făcut asta, nu să crezi tu că ai câștigat alegerile când de fapt le-ai pierdut. Nu merge așa. Lumea poate fi foarte dură. Noi trăim într-un context media în care e, cum descriu eu, tinerețe fără bătrânețe. Toate prezentatoarele de la televizor sunt foarte tinere. Comparativ cu americanii, unde avem jurnaliști care au 70 de ani, care au 80 de ani, care au scris istorie și care au cărți despre fiecare președinții, dintre președinții americani pe mulți ani în urmă. Noi avem o altă cultură media, sigur, avem și doar 30 de ani de presă reală. Da, asta e prima problemă. Dar, prima caracteristică, nu știu. Te gândești vreodată cu, că noi în apa asta ne scăldăm? Că o să zică lumea că nu mai ești relevant? A, nu, dar n-are legătură cu asta. Adică dacă te uiți la ce se întâmplă pe ecran, e foarte bine că sunt tineri, sigur. E încercarea, adică televiziunile încearcă în felul ăsta să-și întinerească publicul. Îmi pare rău, nu merge așa. Adică degeaba e o încercare eșuată. Tinerii sunt mai ușor de mutat de colo-colo pentru că nu au experiența necesară. După un timp înveți trucurile patronatelor și opui rezistență. Și atunci de aia se mai schimbă și rămân aia mai în vârstă, dar care sunt mai hârșiți în rele, așa, știi? Care sunt mai... care nu mai au nu-uri de spus și încep să spună multe dauri. Și vedem și ce se întâmplă în platourile majorității talk show-urilor din România, unde realizatorii de talk show, de fapt, fac un soi de ping-pong amical cu invitați... Care sunt prieteni. Care sunt prietenii lor, în imensa majoritatea cazurilor. Și după aia televiziunea se miră că le scade audiența sau își pierde audiența. Nu toate, sunt și excepții. Întrebarea referitoare la relevanță, nu știu, până la urmă, asta e ca și, e cumva în oglindă cu respectul, știi? Nu pot eu să spun, să mă consider eu relevant. Adică eu continui să spun publicului, să relatez ceea ce observ și să le spun care sunt concluziile mele. Și publicul mă alege să consume ce spun eu sau nu. Dar dacă ai microbul ăsta al povestitorului, știi, a relatării, să spui povești, atunci nu te oprește faptul că te citește numai o persoană. Când eu am descoperit, când mi-am făcut blogul, cred că sunt 2007, sunt 13 ani de atunci, mi s-au părut incredibile două lucruri. Unu, că pot să public orice, fără niciun fel de filtru, eu, numai eu cu mine, și doi, că după o săptămână sau două aveam 100 de cititori. Și mă gândesc, băi frate, sunt 100 de oameni care vin să mă citească doar pe mine. Da, da, și vorbeai de o audiență, că tu erai obișnuit cu o audiență de milioane la televizor. Bă, nu știu dacă milioane, dar era altceva, pentru că acolo era o organizație întreagă, era o licență de televiziune, erau studiouri, camere, lumini, o redacție care muncea pentru produsul ăla. Tu doar îl prezentai. Dar acolo, pe blog, eram doar eu, era doar producția mea și aveam 100 de oameni. Și mi s-a părut, e fascinant, sunt 100 de oameni care mă citesc, incredibil. Deci dacă ai microbul povestirii, e suficient să te asculte un om. Și o vei face.
Îi vei spune o poveste unui om, așa cum tatăl meu îmi spunea mie povești. Pentru că ăsta era microbul lui, să fie povestitor. Și probabil că l-am moștenit. Eu vă ascult dimineața, știi că vă ascult, că din când în când îți mai dau mesaje și zic lucruri pe care le știu din background. La radio se referă, da. La radio, da. La emisiunea de la deșteptarea de la radio. Mai comentez și ce zic băieții câteodată, colegii tăi, Zaf și Luca. Știu și partea voastră veselă și partea voastră și partea ta foarte serioasă, că ei sunt în categoria, cum le spun eu, derbedei, să facă glume pe lângă tine. Spun derbedei în glumă. Știi că mai glumesc să nu... și eu, nu e chiar așa. Dar nu vreau să mă duc în zona de glumă, vreau să mă duc să te întreb dacă a existat în această carieră care aproape e de 30 de ani pentru tine, pentru că muncești aproape de când... E de 30, da. Da, de după Revoluție, în jurnalism. Ești unul dintre puținii din care au început imediat după Revoluție și mai au rămas. Mai zice TP-ul, domnul Petreanu, noi să sunteți un supraviețuitor. Da, e o altă perspectivă. Dar în acești 30 de ani, nu cred că n-au existat momente în care să nu te fie emoționat teribil și să îți fie greu la radio sau la TV să faci față emoției propriu-zise. Da, au da. Fost, da. Să povestim una, dacă putem. Acum, bun, dacă ești profesionist, îți stăpânești emoțiile, că important nu e să... Să vadă lumea că te-ai emoționat tu? Da, adică nu, important e nu să te vadă lumea pe tine cum plângi tu, nu cred că asta e. Tu trebuie să pui în valoare sau să oferi publicului pe omul respectiv care produce această emoție. Adică nu tu trebuie să fii provocatorul de emoție și în momentul în care începi tu să plângi, dar uneori, știi, sunt și excepții, adică orice regulă are excepții, excepțiile întăresc regula. Uite, a fost un astfel de moment, la radio a fost... și s-a întâmplat nu de mult, anul trecut s-a întâmplat. Noi avem o campanie la Europa FM care se cheamă Urmează-ți visul, în care radioul, cu ajutorul unor oameni minunați și sponsori și public foarte des, noi ajutăm copii care au diverse dificultăți în viață. Și facem reportaje și vorbim cu ei, le spunem povestea, sunt niște povești absolut extraordinare și oamenii stau de fericiți când se ajute și când sunt ajutați. Și unul dintre cazuri a fost cu o fetiță, 12-13 ani, care avea era bolnavă de cancer și era deja mutilată de boală, în sensul în care avea un picior amputat deja. Și noi i-am ajutat-o. Visul ei era să zboare cu avionul, nu zburase niciodată, voia să scrie o carte, lucruri de genul ăsta. Și a venit în studio, cu o cârjă ajutată, mă rog. O fetiță extraordinar de frumoasă, cu niște ochi albaștri, nu mai avea, adică era sub chimioterapie, extraordinar de pozitivă, de energică în condițiile respective. Adică o priveam și mă gândeam cât de cumplită poate fi viața și cât de crud poate fi un destin să facă așa ceva unui copil. Și sunt enorm de mulți copii care au astfel de destine cumplit de crude și de nedrepte. Am discutat... Transmitea foarte bine și a venit un moment, ăla a fost momentul care m-a rupt, cu ea veniseră, evident, niște oameni să o ajute și un profesor de-al ei și noi am dat cadouri, cum se face, și profesorul a spus că are și el un cadou. Și a scos o ramă foto în care erau 4 sau 5 fotografii puse. Alea erau momentele ei fericite din viața ei. 5 momente fericite. Asta avusese ea până la 12 ani, 5 momente în care fusese fericită în viață și toată viața ei, toată fericirea din viața ei era în această ramă cu 4 sau 5 cadre. Și când le-a văzut, s-a bucurat că și-a retrăit aceste puține momente în care fusese fericită, într-o viață în care fusese bolnavă, atât de bolnavă încât sfârșise prin a fi mutilată, efectiv, să-i se taie membrele în dorința, în speranța că va supraviețui în felul ăsta și continua să facă chimioterapie. Și ăla a fost un moment, mi-am dat seama că atât de puțin a primit copilul ăsta din partea vieții, atât de puțin... într-o perioadă a vieții în care trebuie să te bucuri, să te joci, să fii fericit, să n-ai niciun fel de grijă.
Și aia m-a rupt. Și, mă rog, am ieșit din emisie, a fost destul de complicat și după aia m-am ascuns undeva și m-am descărcat. Că pur și simplu nu am mai putut, adică s-a frânt momentul. A fost un moment foarte dur. Fata e bine, adică continuă să lupte. Ăsta e lucru cel mai important. Am vorbit cu ea, a zburat cu avionul, a fost în simulator. I-a mai oferit câteva momente fericite. În rama aia s-au mai adăugat fotografii. Da, sigur. Sper să mai adauge multe fotografii. E important să știe oamenii și că și voi, cei pe care îi văd, știi, când te trezești în fiecare dimineață cu omul de la radio sau în fiecare seară te uiți la cel care prezintă știrea, el face parte din viața ta, e familie, dar tu nu-l vezi niciodată într-o situație vulnerabilă, pentru că el este acolo să-și facă meseria. Situațiile lui vulnerabile sunt în afara orelor în care e în casa ta. De-aia îți mulțumesc că ai vrut să povestești această întâmplare, pentru că, da, și voi aveți momentele... Să știi, Cristina, și să știți că reporterii mai plâng. Adică ei sunt... Îi vedeți la TV și fac transmisiuni și nu știu ce, dar după ce ies din emisie, băieții se mai țin. Dar fetele, mai ales, dacă se duc într-o transmisiune cu încărcătură emoțională, se mai retrag, se duc și plâng. Adică e imposibil să fii... Da, meseria asta te face... Te durizează, așa, te face mai dur, că n-ai încotro, vezi atâtea necazuri și nefericiri, încât la un moment dat ești ca medicii de la urgență, nu poți să trăiești altfel decât cu o anumită duritate. Dar uneori coaja asta, știi, se mai fisurează și pe acolo țâșnesc lacrimi. Și ar trebui să existe consiliere psihologică, sincer, pentru cei care sunt în zona... Nu m-am gândit niciodată. În zona de super grea. Ca să nu nebunim, da, adică... Da. Da. La tine nu e atât de grav la radio, dar pentru cei, pentru reporterii care merg pe zonele foarte de conflict, foarte grele, cel puțin pentru cei care au fost, pe exemplu, la colectiv. Da, poate fi foarte rău. Poate să fie foarte rău, dar o să mutăm puțin zona. Dacă tu ai avea un copil și ar veni și ți-ar spune, tată, vreau să mă fac jurnalist, nu blogger. Jurnalist. Da? El, crescut în epoca digitală, vrea să se facă jurnalist. Ce îi spune să facă? Da. Sau dacă l-ai lăsat să facă meseria asta? Da, fără nicio îndoială. Și, uite, o să explic de ce, sau o să vă spun de ce. N-are nicio legătură. Epoca digitală, ai zis, cum ai început? Că dacă să facă blogger. Da, nu, m-ai prezentat, a prins ziarele când erau un print, da, rotativa, tiparul înalt. Și după aia televiziunea, pe vremea când nu existau televiziuni private în țara asta. Și după aceea blogger, de când blogging-ul era ceva nou și acum e totalmente fumat și așa mai departe. Nu contează mai puțin mediul. Astea sunt medii prin care tu te exprimi. Adică tiparul înalt, offset, acum a dispărut sau e foarte rar, da? Televiziunea care era inițial, televiziunea analogică, acum digitală, HD, nu știu cum, blogging-ul, internet online, toate astea sunt medii. Important e... că mesajul, sau mai bine zis, important e că tu vrei să spui ceva. Revin la ce ziceam despre povestitor. Important e că tu ai drive-ul ăsta, că ești, ai microbul, cum se spunea pe vremuri, nu știu dacă se mai spune acum, ai microbul presei. Adică vrei să te duci, să te uiți la ce se întâmplă undeva și vrei să împărtășești cu cineva lucrul ăsta, să-i spui, uite ce am văzut eu și de ce cred că e important și de ce cred că ar trebui să te preocupe lucrul ăsta. Sau să te facă să râzi, sau poate că să te facă să gândești, nu știu. Asta înseamnă și jurnalism. Și ca să aibă acest microb. Ori dacă copilul are microbul ăsta, nimic nu-l va opri să facă asta. Dacă ceva să trebuie să citească puțin, că da, ok, vreau să fiu așa. Da. Ce să citească? Să citească tot, să citească orice. Indiferent, asta e un sfat, indiferent de meseria pe care ți-o alegi, important e să citești cât mai mult. Citește mult, mult. Și o să-ți dai seama singur în ce direcții te duci și ce îți place mai mult și asta o să te orienteze. Pentru că atunci când citești, nu doar că primești informație, dar îți deschizi și mintea. Cititul și călătoriile sunt cele două activități umane care pot fi făcute relativ simplu și care îți deschid mintea. Cu cât ai mintea mai deschisă, cu atât ești mai pregătit pentru experiențe noi și după aceea să te adaptezi într-o lume care se schimbă în permanență. Am colegi care au rămas la ziar de atunci și sunt disperați și sunt plini de
cum să spun, de regrete și de venin că lumea nu mai e cum a fost. Da, lumea nu, astăzi, mâine nu o să mai fie cum a fost azi. Se schimbă întotdeauna. Ideea e să rămânem în tren, să sărim dintr-un tren într-altul când se schimbă tendințele și să înțelegem lucrul ăsta. Spune-le o carte oamenilor pe care ai descoperit-o tu recent și care ar fi și pentru ei o călătorie, pentru că astăzi călătorim mai greuț. Uite, eram, apropo de citit orice, eram terminat de citit o carte a unui fost ambasador britanic la Moscova, în anii căderii Uniunii Sovietice, dar este o carte pe care o recomand oricui, cui îi place istoria, mă rog, despre invazia sovietică în Afganistan. De fapt, despre cei 10 ani de invazie sovietică în Afganistan, e foarte bine scris, omul este foarte obiectiv, nu te-ai aștepta, știi, britanic, occidental, super obiectiv. Și acum am trecut la o novelă de Arcadi și Boris Strugatsky. Dar dacă vreți o recomandare, cărțile care m-au impresionat, sau mai bine autorul care m-a impresionat profund în sens emoțional în ultimii ani, a fost Alexievich, cum îi spune, laureata Nobel, belarusa, Svetlana Alexievich, da? Cea care este acum cu probleme, da? Da, cărțile ei. Și începeți cu cartea ei despre Cernobâl. Și dacă reușiți să treceți de primul capitol fără să plângeți, e mare lucru. Asta în privința emoționalului. În rest, cărți de istorie. Citiți-l pe Yuval Noah Harari. E foarte la modă, mie îmi place. Acum mulți o să spună, ce mediocru Yuval Noah Harari. Interesant, e de citit. Orice carte e o treaptă în plus, da, de urcat. Și nu vă țineți de că, adică nu pierdeți timpul cu cărți care, despre care vă dați seama că sunt scrise prost. Bun, băi, e scrisă prost, asta e. Fă ceva cu ea, nu-ți pierde timpul, citește o carte bună. Mai avem puțin timp. Mai avem? Două întrebări. Da. Una, cred că ai auzit-o puțin mai devreme când l-am întrebat pe Vladimir. Dacă ar fi să-ți mulțumești ție pentru ceva, să-ți fii ție recunoscător, pentru ceva din viața ta, din ce ai făcut tu în acest timp, poate să fie personal sau profesional, pentru ce ți-ai mulțumit? Ce a zis drăghia? Nu contează. Băi, știi ce? Cred că pentru că... Uite, interesantă întrebare, nu m-am gândit niciodată să-mi mulțumesc mie pentru lucruri, mi s-a părut natural să fac ce am făcut. Pentru că, de exemplu, am refuzat să semnez un angajament la securitate pe vremea lui Ceaușescu și atunci am învățat că pot să rezist la presiuni. Și după aceea am făcut chestia asta. Pentru că am învățat că decât să îmi abandonez principiile, mai bine plec. Sau mai bine spun nu cu orice risc, refuzând diverse avantaje. Poftim. Acum să nu credeți că sunt vreun soi de... Doamne ferește, nu cred că sunt un model în viață, că am și eu lista mea de compromisuri. Dar nu intru în politică, nu cer nimănui să mă voteze. Cine mă citește, mă citește pentru cum sunt eu. Nu vreau să mă laud cu mine. De asta întrebarea m-a luat pe surprindere. Cred că trebuie să ne fim recunoscători nouă pentru niște lucruri pe care, niște fapte și niște acțiuni. Pentru că mi-am urmat, eu trebuia să am altă carieră profesională, adică eu am făcut inginerie, ca așa. Dar pentru că am crezut în microbul meu, ca să zic așa. Știi? Băi, am vrut să fiu povestitor. Asta am vrut eu să fiu. Și chiar dacă am fost împins de viață și de regim într-o direcție, am știut să mă întorc întotdeauna la rolul meu de povestitor, la ce voiam eu să fiu. Și cred că asta e o lecție pe care merită să o înțeleagă oricine și să o aplice oricine. Fraților, când se spune urmați-vă visul, bă, chiar așa e, urmează-ți visul, încearcă diverse lucruri. Când o să-l faci, e ca în dragoste, știi? Am citit undeva asta, e ca în dragoste. Ai mulți parteneri, până când îl întâlnești pe acela, știi că ăsta este. Asta este dragostea ta, știi? Cu omul ăsta sau cu femeia asta o să vrei să îmbătrânești. Așa e și cu profesia. Încearcă, fii ok, fii corect în ceea ce faci, nu fura, nu minți, nu... Bă, dar la un moment dat o să-ți dai seama, asta vreau să fac. Și atunci fă aia. Și ultima mea întrebare... Voi vinerea la deșteptarea, mă rog, în toată săptămâna discutați foarte mult despre mâncare, foarte mult. Eu nu sunt genul care să mănânc foarte mult, după cum se vede, dar chiar și așa, câteodată discutați despre cât un fel de mâncare este foarte poftă. Așa. Și să încheiem într-o notă foarte pozitivă,
și optimistă, dă-mi o rețetă pe care aș putea să o fac eu, știindu-mă cum sunt, că nu petrec mai mult de jumătate de oră în bucătărie, adică nu zic ceva super rafinat, și pe care să o poată face toată lumea în acest weekend. Oricine poate să gătească, să știi. Nu există că nu poți să gătesc. Oricine poate să gătească. Nu trebuie numai să dai greș de suficiente ori ca să înțelegi unde greșești. Cu pâine sau fără? Pentru mine fără, dar hai să zicem cu pâine pentru bine, lume. Bine, atunci uite, îți dau ceva de se face pentru când? Sâmbătă dimineață. Da, sâmbătă dimineață. Dar vă duceți vineri și luați două avocado de alea care sunt gata ripe și niște ricota sau urdă. Și vă mai trebuie și lămâie și ulei de măsline și pâine de bună calitate. Adică nu luați toți de la... Niște pâine adevărată, pâine țărănească, dacă se poate, pe care o prăjiți, dar numai pe... Fiți atenți, trebuie să faceți așa. Deci, două felii de pâine, dacă aveți toaster, dacă nu vă descurcați, pe care le tăiați și le puneți împreună în toaster. Și ele se vor prăji pe o parte, sunt semi-toast, se prăjesc pe o parte și pe mijloc rămân fragede. Și când faceți ce vă zic eu, puneți compoziția pe partea prăjită. Atunci când o să mușcați, mușcați din partea soft și aici în mijloc va fi crunchy, da? Pâine de bună calitate, nu prostii. Și aici puneți așa, puțin ulei de măsline pe toastul ăla, feliuțe de avocado pe care puteți să le apăsați nițel cu avocado copt, pe care puteți să le apăsați nițel cu furculița, deasupra ricota sau urdă, niște suc de lămâie, poate și încă un strop de ulei de măsline, niște frunze de busuioc. Și acum sau toată feliuțe... publicul aleșinat, da, de poftă, sau stai să... Feliuțe de ceapă murată, ceapă roșie murată. Vreți să vă dau rețeta? Se ia un borcan de iaurt, se mănâncă iaurtul, se spală bine, bine de tot borcanul, ceapa roșie se taie feliuțe foarte subțiri, se pun toate în borcanelul respectiv, împreună cu niște frunze de dafin, piper și dacă aveți și piper, boabe și niște chili și se toarnă până la jumătate oțet, de bună calitate și asta. Apă fierbinte se pune capacul, se dă la frigider când s-a mai răcit nițel și a doua zi dimineață obții niște feliuțe de astea care sunt crunchy, dulci, puțin picante, numai bune de pus pe sandwich. Poftim. Și dacă vrei fără pâine, folosești jumătate de ardei gras. Dar zic că merită cu pâine. Acum două felii de pâine pe an. Exact. Știi ce e foarte simpatic? Am vorbit foarte mult despre jurnalism. Erai foarte serios. Erai... Și, în sfârșit, lumea interesată de ceva. Nu despre asta. Ți s-a schimbat expresia feței. Când acum, când ai vorbit despre mâncare, ești Vlad Petreanu pe care îl știu eu din civilie. Nici nu știi cât de mult muncesc la sporcile astea ca să pot să mănânc tot ce vreau. Nici nu știi câtă muncă e în spatele acestui hobby. Sper să pui rețeta asta undeva, ca să, da, poate pe blog, poate ca să, mai filmez. Să o filmezi, ca să se bucure lumea de ea. Îți mulțumesc foarte, foarte mult, Vlad, pentru această întâlnire.